altă chestie la care mă tot gândesc de câteva zile. Pentru mine e greu de înțeles cum un om ca generalul Ciucă, trăiți, s-a gândit el să intre în politică. De ce ai face asta? Domnule Ciucă, dumneavoastră aveți o meserie, domne, aveți un trecut de muncă, aveți realizări, împliniri profesionale. De ce să vă asociați cu unii care abia au făcut niște școli pe nașpa și după aia un master pe la servicii? Sunteți un om ultra respectat în branșa dumneavoastră, vă decorează americanii și veniți să fiți coleg cu Grindă? Cu toată simpatia vă zic, dar nu vă înțeleg, domn. Domnule Nicolae Ciucă, vă felicit! Mamă, ce teatru frumos a făcut domnul Iohannis cu domnul Americanu! S-a potrivit așa la fix decorarea asta, nu? Mai încearcă oare domnul Iohannis odată cartea militară? Oh! Da, domnul Ciucă, în loc să fii șmecher pe la NATO, profesor la Academie, vă asociați cu niște oameni care fac politică pentru că habar n-au să facă altceva, da? N-au practicat o meserie niciodată. Ăștia spuși pe făcut bani, domnul Ciucă, nu știu ce v-au spus, dar să știți că așa e. Vreți să faceți ceva pentru societate? Ho-ho! Sunt atâtea și atâtea moduri în care puteți să o faceți. Și în principal e bine ca fiecare să activeze în zona care se pricepe, că altfel, ia uite. România va merge pe calea cea dreaptă. Vă iubesc! Doamne, doamne, vă mai amintiți? Unul dintre cele mai jenante momente ale democrației noastre. Dar unde vreau să ajung? Înainte de alegeri, partidele apar cu tot felul de nume noi, cu profesioniști. Că e Rafila, că e Ciucă, apar tot felul de rectori, decani. Zici că sunt firme de-astea de recrutare de forță de muncă partidele noastre. Da, au un mod foarte cretin de a se comporta. Parcă zic, ia uitați, alo, alo, băi, poporul, ochii la noi, da, că în sfârșit aducem pe cineva care chiar se pricepe. Dar lucrurile se întâmplă foarte ciudat. Eu n-am văzut ca acești oameni buni profesioniști să schimbe partidele, deloc, din contră. Ca să nu mai zic că unii erau rectori, decani, nu știu ce mari medici, dar niște jigodii absolute ca oameni, niște apucători de bani, niște unii puși pe făcut milioane. Dar apropo de intrat în politică, uitați aici, la AUR se intră în parlament în cuplu. Ce ai mă, te ia cu tot cu familie când te ia, că na. Sunt soț și soție, familia a Elenei. Dănuț și Evdochia. El este navigator și ofițer electrician, ea asistentă medicală. Au acte de năvodari, o pensiune aproape de mare, reprezintă partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Se pregătește să ia calea Bucureștiului și să facă legi pentru țară. El va fi deputat, ea va fi senator. Bun, s-au îmbrăcat frumos și pleacă la muncă la București. Ci că s-au cuplat cu AUR odată cu familia tradițională, că au băiat, domne, și n-ar vrea ca băiatul lor să se cupleze cu alt băiat. Doamne, doamne, câtă inteligență zace în unii. Doamnă, nu ziceți că și dumneavoastră sunteți tot cu un băiat și uite ce bine vă merge. Strălucește mașina aia în curtea casei. Nu, tot așa pe afară. Am fost la toate protestele. Ne-am stăvărit cu toate corturile. La câte proteste ați fost? Mai le țineți minte? Nu le-am monitorizat. Atât de multe sunt? Da, da. Păi ne-am dus peste tot unde am fost chemați de AUR. Deci noi n-am făcut altceva. E, hai că dacă o da Dumnezeu și nu-și face ăla mic vreun prieten, peste 4 ani îl face și pe el parlamentar și aia, după aia pensionar direct, toți 3 pensii speciale, că uite, s-a declarat neconstituțională impozitarea, vă doare la pălărie. Na, ce să, da, la asta mă gândeam eu azi când îl vedeam pe generalul în rezervă Ciucă decorat de ambasadorul Statelor Unite. Ce cauți, bre, în politica asta? Ce nu ți ajunge la viața matale? Nu știi cum să albești mai repede?